Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un episod din seria noastră dragă Premium Cheat Review. Dacă mai vreți episoade în continuare din această serie, dați și voi fraților acolo unde să facem 1000 de like-uri neapărat pentru abonații noi care nu știu ce înseamnă seria asta cu Premium Cheat Review. Ei bine fraților, eu iau cheat-uri premium, adică cheat-uri bani și mă joc cu ele în videoclipuri și le prezint ca să vă dați și voi seama cam dacă merită hack-ul respectiv sau dacă nu merită sau nu știu cât de bun e, cât de slab e, etc. În acest episod bă băieți o să jucăm cu Burning Comet, este un cheat de 6 euro, deci este un cheat destul de buget. By the way, dacă intrați acolo pe forumul lor și vă decideți să cumpărați hack-ul, aveți și un config făcut de mine acolo postat pe forum, este primul config de pe forum pentru că acest cheat este nou făcut, adică are nici nu știu cât să vă zic, are sincer, cred că 2 luni are codul ăsta sau ceva de genul. Are deja ceva user, adică are vreo 30-40 de user din câte am văzut și am zis bă băieți că merită și acest cheat o șansă să jucăm cu el, să vedem cam cum se treaba. O să ne dăm aici search la un match. Deci nu uitați bă băieți, dacă mai aveți episoade de genul, continuați dați acolo un like, să facem 1000 de like-uri. Dacă vreți să vă achiziționați acest cheat, eu prima dată v-aș recomanda să vă uitați la tot videoclipul ca să vedeți cam de ce este în stare acest cod și dacă vă convingeți și vă place, aveți acolo link în descriere. Bă băieți, n-am din păcate niciun promo code sau chestii de astea pentru că nu am parteneria cu băieții, pur și simplu am intrat, i-am dat mesaj la owner, i-am zis bă frate, dă-mi și mie codul să joc cu el, să fac aici un videoclip, ownerul mi l-a dat și... Mens, bă, filmează, fă ce vrei. Deci, dacă mai aveți episoade de genul, recomandați-mi acolo cituri premium în comentarii ca să le mai fac promovare și hai să trecem la meci, bă băieți. Da, bă băieți, a început și meciul, este un meci pe cash. Știu că acolo în videoclipul de start nu e cash-ul, dar am zis pe parcurs, bă frate, hai să băgăm și cash, că de ce nu, o fi o mapă și mei. Ai de capul meu de cine am dat, bă băieți. În acest meci o să testăm cheat-ul acesta și dacă vă place după acest meci cheat-ul, nu știu, vi se pare ceva interesant la el sau chestii de astea sau pur și simplu vă place mei, puteți să luați, aveți link în descriere, nu uitați acolo, bă băieți. Din păcate v-am spus și la început, nu am promo code, dar na, v-am spus cum am procedat ca să fac rost de cheat, deci nu am un parteneriat oficial sau chestii de genul cu băieții, pur și simplu am zis, bă băieți, dați și mie codul. Eu zis, bineînțeles, și mi-au dat codul. Hai să ne vine unul pe, nici nu știu cum dracu se numește, la cred că connector. Mama, n-am mai jucat, adică nu că nu mai ai jucat, dar nu, când joci cu coduri parcă nici nu te mai interesează locațiile, ești nebun la cap și le uiți, parcă când joci cu coduri totul e mai ușor. Ok. Mie să nu dau de codați. Da, by the way, bă băieți, Raul Tsukei, contul pe care o să îl dau la giveaway pentru membrii. Ok, două kill-uri, frumos. Pe acest cont, dacă nu știți, avem și un playlist făcut, deci dacă vreți să vedeți episoadele din toată seria, efectiv, pe acest cont o să filmez absolut orice meci pe care îl joc. Deci nu o să existe să joc meciuri off-camera sau chestii de astea, efectiv, absolut orice meci pe care îl joc pe acest cont o să fie filmat. Deoarece am zis, bă, fraților, dacă tot îl dau la giveaway, zic să vedeți și progresul așa, step by step al contului. Mie se pare o chestie super șmecheră. Nu știu exact când o să dau contul la giveaway. Aș vrea să dau contul la giveaway, sincer, când o să-l fac destul de șmecher, adică nu știu, să aibă un serviz medal, să aibă ceva ore. În ultimul episod știu că avea vreo 40, nu, avea 50 și ceva de ore. Acum contul are 105 ore, l-am lăsat la hour boost, că na, vă dau contul și cu ore. Adică nu e Caterin, că se nebun la cap, vă dau contul și cu ore și cu de toate. Ok, ăsta e aici, dăm pic, bro. Dăm pic. Bă, îmi place super mult citul ăsta pe aim, adică aim-ul e super legit. Bine, am făcut și între voi mi-a zis că configul meu pe Exitium este destul de tare, să zic așa, adică e destul de tare dat și mi-a zis, bă, frate, dă-și tu acolo, când faci un config pe un cheat, dă-și tu aim-ul mai mic, că, na, poate unii nu știu să modifice configul la aim sau chestii de astea și le sare ținta. Mamă, uite-l pe ăsta, coaie. Deci vedeți că configul ăsta de acest cheat de Burning Comet, mi se pare că se numește, da, Burning Comet, este destul de ok făcut, deci poate joace absolut oricine cu el, nu sare ținta, vedeți că, adică e destul de legit, nu e cap pe configul meu de Exitium, de-i țin ținta la 2 metri de cap și îi dă cap. Spectator list, nu știu de ce l-am pus acolo, o să-l pun în colț aici. Și o să, dacă chiar nu știți cum să instalați configul sau chestii de astea, deși am pus un tutorial, am pus efectiv tutorial pe forumul băieților, adică am stat frumos, am făcut tutorial, am stat vreo 40 de minute în primul rând să-mi fac configul, după am făcut niște poze la config ca să fie toată lumea mulțumită, să știți și voi ce luați dinainte să-l downloadați, să știți cam ce conține configul și chestii de astea. Deci am făcut tot ce trebuie, am făcut și tutorialul unde trebuie, am crezut că e flash a dată asta, what the fuck, ce m-a speriat. Am pus acolo și unde trebuie băgat configul ca să nu existe discuții, efectiv tot ce se poate. Ăla mi-a dat mare fire și o să-i dau un tap la ăla din side dacă e posibil, dar nu știu dacă o să fie posibil să-i dau un tap ăsta. Ia uite-l cu aia, cred că l-am luat prin smoke, ești nebun. L-am luat prin smoke, bine mă băieți, bine, hai să intrăm să-i facem un spell nebun la asta din side aici, că am încredere în mine, dar fuge de mine, hai bro, nu i-am mai făcut spray că n-aveam încredere. Mamă, ce mi-a dat-o ăla!
Sodag ăla, da, am scos și scope-ul, by the way, știți chestia aia neagră de la AWP, l-am scos pentru că mă enerva bine. Nu știu de ce nu apăreau liniile alea la băiatul ăsta care a jucat acum, dar normal apar doar liniile alea de pe mijloc. Mie mi se pare mult mai șmecher că în caz dezvine unul din stânga și e în afara scope-ului să îl vezi, știți ce zic, bă, băieți? Ce face ăsta, mă, frate? Ăsta are bomba și nu o plantează și se uite după ăla. Zici că mă joc stand-off. By the way, bă, băieți, m-am apucat de stand-off. O să vă las acum un screenshot pe ecran. Cred că deja vi l-am lăsat. Dați-mi ad acolo. Cred că după ID-ul ăla am dat. M-am jucat în ultima vreme destul de mult stand-off. Adică mă jucam cred că vreo 2-3 ore pe zi stand-off efectiv când eram plecat undeva sau când eram efectiv și când eram pe budă mă jucam stand-off. Deci dacă vreți să jucați stand-off 2 alături de mine, dați-mi acolo un ad. În ultima vreme am apucat așa la modul cel mai serios de stand-off, dacă nu mă știu, nu știu, am vreo 20 și ceva de win-uri, mă joc cu fratii meu de cele mai multe ori, dar puteți să jucați și alături de mine, am Gold Nova 2, mă rog, Gold 2 se numește pe stand-off, dar eu am Gold Nova 2, așa zic, Gold Nova 2 și mai îmi trebuie vreo 2 meciuri, 2 win-uri și fac Gold Nova 3, ceea ce ar fi super șmecher, bă, băieți. Așa că dacă știți să jucați și vreți să jucați alături de mine, puteți să dați acolo un ad. Bă, chiar sunt curios ce rank o să iau pe contul ăsta, deși, nu știu, eu văd că deja joc la rankul de Gold Nova AMG pe acolo, dar oricum nu cred că o să iau Legendary Eagle Master pe contul ăsta la 10 win-uri, deoarece am pierdut deja un meci de Hack vs. Sec. Da, aia e, Neverluzu nu știu ce a pățit în ultima vreme, adică părea un cod bun, dar în ultima vreme Neverluzu a ajuns sub nivelul mării, cel puțin, nu știu, pe matchmaking. Eu mai mult pe matchmaking folosesc Neverluzu, deși nu e cel mai bine să-l folosești, adică bine, na, e bine să-l folosești oriunde, dar normal Neverluzu e pentru servere de HVH, nu-i să intri tu pe matchmaking cu el, dar eu pe matchmaking îl foloseam cel mai mult Neverluzu și m-a dezamăgit, adică m-a bătut unul, nici nu știu ce cit avea, dar m-a bătut de mi-a spart capul. Mama, dar mi-a dat mare flash și poate vine din vent, nu vine din vent. Hai mă, dați pic. Dă-i pic, bro, bravo, bravo. Și hai, vino și tu aici să te iau, bro. Hai, dăm și tu pic, bravo. Și mai vine unul, mamă, unul Heaven. Hai mă, bosule, hai. Hai, bosule, hai, dă-i și tu pic, bravo. Ai dat și tu pic, te-ai dus. Și ultimul, cred că-i pe mid, nu? A, e aici, a, dar nu-i ultimul. Hai, bosule, mamă, fuge de mine, frate. Nu fuge de mine, bro, că vin oricum după tine. Ești nebun la cap, care ești, mă? Mă omoară și pe mine ăsta, mă omoară și pe mine. Și pe P250 nici nu cred că am făcut config, sincer să vă spun. Oh my god, bă, băieți, va trebui runda asta să jucăm cu Deagle-ul. Și sincer nici nu știu ce setări am la Deagle. Hai să vedem să... Nu, am revolver, mă! Doamne, țucă-te, mami, no, că mi-au tech, ești nebun la cap. Hai să facem repede setări pe tech, bam. Spot only, head, field, nu, field of view, nu mi-l bag, îmi bag doar silent aimbot. Și cam atât, bă, a, și silent aim-ul să-l activeze aici, are doar pe cap. Deci vedeți, e foarte ușor să vă faceți un config pe o armă. Bine, eu am făcut acum configul ăsta la troll, doar ca să-l am. Adică nu-mi luați exemplul ăsta să dați efectiv doar FOV-ul și atâta. Nu, trebuie să luați fiecare aspect în considerare. Pentru că, nu știu, dacă țineți la contul vostru, eu zic să luați fiecare aspect în considerare când vă faceți un config. La modul să fiți grijulii la fiecare setare pe care o faceți, să nu fie o setare obvious. Uite, vedeți, adică asta e destul de obvious. Le dau, am dat două glanțe, am dat cap. Ești nebun la cap, uite și la asta. Deci am dat două glanțe, am dat cap. E destul de obvious ce am făcut eu aici, dar a fost așa o setare rapidă pentru a-mi... Nu, dar care a dat căcatul ăla, mă, frate? A dat de la mine? Hai, mă, să le dau și eu un aid la băieții în City. Na, au câștigat runda, băieții mei. Bine că am luat eu MVP-ul. Asta înseamnă mai mult XP pentru mine. Înseamnă șanse mai mari să iau un rank decent la 10 win-uri, deși nu știu ce rank o să iau. Sincer, bine, pe voi nici nu cred că vă interesează, bă, membrilor, că ăsta este un giveaway destinat membrilor, să zic așa, cred că pe voi nici nu vă interesează ce rank o să iau pe contul ăsta. Ideea e să aveți voi cont de la Raul Doica, bă, băieți, să știți acolo că e semnat de Raul Doica. Și chiar sunt foarte curios dacă cine o să cumpere contul, dacă o să lase măcar poza de profil, All Alone in the Dark. Dacă o să lase măcar poza asta nebună de profil după ce o să-i dau contul, adică bine, voi vă dați seama, eu când vă dau contul la giveaway, poți să aveți dreptul să schimbați orice, adică practic contul vostru după ce vi l-am dat la giveaway, știți ce zic, adică nu o să mai stau eu să zic nu știu ce fire am dat la ăla să mă bată tata ăla Isus acolo, bă, ia uite-l pe ăsta, coaie, nu, mi-a dat-o. Citul din câte știu, bă, băieți, dar nu știu de ce nu e activat. Acum are și grenade prediction și e activat. De ce nu merge grenade prediction? Bă, băieți, că e activat. Da, bă, băieți, hai să dăm uraș acum pe B. Mamă, uite ce vin ăștia după mine, zici că soldații mei. Eu nici nu i-am văzut pe ăștia. Ăștia cred că m-au văzut și ei pe primul loc și au zis, hai mă, să mergem după ăsta, sunt soldațiile ăsta, îmi dă mare flash aici, da, eram sigur. A, mi-a dat grenadă și smoke. Mamă, ce e aici, sper să... Mamă, stați un pic, bă, băieți, că vreau să intru un pic mai obvious în ei. Mamă, nu știu dacă i-am dat ceva damage acolo, dar vine și ăsta de sus și asta mă zgârie pe mine pe creier, că sprea... Ia uite-l, mă, m-a luat din City. Uite ce poză are broză cu Brad Pitt, cine e ăsta, puii mei? Mamă, cât de urât îi să-mi bat picioarele, are fața în oglindă, ce puii mei? La cred că dă save, mă, băieți, ce să mai... Runda asta e ca și câștigată. Bă, dar n-am apucat și eu, nici nu mai știu dacă am apucat să joc cu AVP, o să testez configul ăsta pe AVP. Nici nu mai știu, sincer, ba, dar cred că i-am făcut setări pe AVP. Nu eram eu așa prost să nu-i fac setări pe AVP. Vedem acum, mamă, dar n-am bani. Să-mi iau oare un SSG să-l testăm pe ăla? Hai că-mi iau un SSG să vedem cum merge ăla pe config-ul ăsta. Nu înțeleg de ce a vrut să-și dea reload. Ia... Mamă, n-are backtrack. N-are backtrack codul ăsta. Băi, să mor tu că n-are backtrack, nu cred așa ceva.
Nu cred că n-are back. I-am dat, cred că i-am dat-o. Bine, i-am dat-o. Hai că intru mai tare, că nici nu mă mai interesează. Mamă, îi dau și eu un nou scop? Hai, bossule, hai. Bine, mamă, cum dă cheat-ul ăsta? Mamă, n-aveți idee, bă, băieți. Cum dă cheat-ul ăsta? Hai să mers plan... am vrut să merg eu să plantez bomba, de eu nici n-am bomba. No, cu ăștia e imposibil să câștigi cu ăștia. La ultimul i-a tremurat și lui, a făcut și el un kill, i-a tremurat un pic țintă, am crezut că are și el hack, dar... Nici nu știu din ce țară aia, să-i dăm repede un all-bank pe aici, n-am mers. Hai, bossule, dai pic? Bine, a dat pic, avem pe cineva, n-avem pe nimeni. De, o să mă duc caruzna aceea, să dăm imediat, plant la bombă. Îl omorâm pe bă... dar nu-i nimeni, City. E ăsta, uai, cum i-am dat-o ăla, uai, de capul meu. Cum am putut să-i o dau ăla, dăm și un... N-am mai fost aici să dau prin smoke, dar fiți atenți. E City, e City. Hai, copile, dă-i. Dăm pic. Nu, eu vreau să-l omor. Să iau rank cât mai mare. Hai. Bine. Și ultimul, where's the last one, guys? E garaj, n-am mai... Oricum am luat MVP-ul, bă, băieți. Nu știu, mai aș vrea să fac o provocare, să fac într-un meci 16 MVP-uri. Efectiv, să facem 16-0 meciul și o să iau... Mă rog, nu trebuie neapărat 16-0, dar... Să iau eu toate MVP-urile de pe rundele câștigate. Chiar ar fi o chestie super smecheră, deși e destul de greu. Adică fără Raycheck, probabil doar dacă ai Raycheck și toată echipa să stea pe loc. Chiar habar n-am cum ai putea să faci chestia asta, dar... Bine, poți și legi, dar trebuie să comunici cu echipirea. Adică trebuie să ai prieteni cu tine în meci, să te ajute. N-ai cum să faci cu ăștia 16 MVP-uri, că ăștia s-ar fiecare să-și ia kill-urile, să pana mea. Și e și destul de riscant, că să faci 16 MVP-uri trebuie să joci destul de obvious. Bine, eu oricum joc obvious, adică nu, eu nu mă gândesc la chestiile astea. Mamă, ce s-a enervat ăsta. Cheater mid, ce tu zici acolo? Hai mă să dăm repede un oraș pe el, să-l scăpăm de cheater mid-ul ăla, ia. Hai, bossule. Mamă, cât sus să-mi bat picioarele, S4. Îi iau pe rând, fiți atenți aici, acum iau pe rând ăla de sus. Și acum asta. Nu! S-a retras, l-a omorât, cred că. Sau? E tot aici? Da, mă, era tot acolo, toți copilul. Mamă, ce am luat pe toți patru să-mi bat picioarele. Bă, cred că asta e cea mai de treabă echipă pe care am avut-o până acum. Adică nu... Cred că sunt și ăștia roși. După voce îmi dau seama de ăsta. Ba, dau și nume. Dar nu, au caractere de alea speciale. Nu știu, dar eu zic că sunt roși. Ăștia chiar sunt de treabă. Adică nu sunt roși de aia să țipe, să cadă de pe scaun, să... Cine mai știe? Mamă, nici nu înțeleg pe ăștia să-mi bat picioarele. Dar ăștia chiar sunt de treabă. De băieții ăștia apreciez. Și mai joacă și ăsta cu mine. Adică ăla chiar joacă... Deci, a lăsat bomba în bază, nu mai îmi retrag cuvintele. Dacă a lăsat bomba în bază, e clară treaba. Hai să dăm. Bă, vreau să dau un Zeus meciul ăsta. Eu nu cred că am dat în viața mea un Zeus. Când am făcut episodia, hai să încercăm, mă, băieți, să dăm un Zeus. Dar nu știu cum ar fi posibil. Dăm un smoke aici, cred că. Dar cu chimsurile astea. Ba. Nu, l-am ratat. Dăraș. Nu. Nu, m-am omorât cu grenada asta. Băga mi-aș picioarele, eu și ideile mele, să dau Zeus. Doamne, măcar e bomba plantată. Men, camp. Don't rush. Close the door. Așa, tati. Așa. Bine, hai mă că măcar ăsta e ascultător. Fii atent că vrea să-i dea Zeus cu aia. Mamă, dacă trage acum dă mare linie. Trage, nu! Nu, de ce ai deschis ușa? Hai de capul meu, dacă trage atunci prin ușă, dădea linie. E skin de ăla de 20 de cenți. Nu o trebuia să-l iau, dar nu mă mai duc acum înapoi în bază să-mi recuperez tecul. Thank you, man. Bine, mă, mi-au dat buzdui. Bă, ăștia când mă văd că pe primul loc, deja parcă e altcumva, ești nebun, parcă-s rege în meciul ăsta. Ascultă de mine ăștia ca de... Ia uite-l cu aie pe ăsta. Mamă, și cât de prost a jucat, n-a fost în stare să mă ia și eu nici nu l-am văzut. Era să le iau pe ăla, dar le iau pe ăsta de aici. Nu! Hai mă, dă-i pic sus. Băi, cu aia cum se mișcă ăștia, zici că Lunedain ăla. Nu știu dacă îl știți pe YouTuber-ul ăla, bă, băieți, Lunedain, care am făcut 1v1 cu el, nu știu exact dacă a postat episodul pe YouTube, dar am făcut 1v1 pe un live de-a lui și omul se mișca pe hartă, zici că era ninja. Deci să-mi bat picioarele nici, cred că nici cu Ecu nu puteam, nu eram în stare să-l bat pe ăla. Bine, a fost scor destul de strâns, el a avut 16, a câștigat și eu cred că 12, 13, nu mai știu eu, dar a fost oricum scor destul de strâns, dar omul nu-i punctul lui forte, aim-ul, dar pe... Movement, deci se mișca pe hartă, zici că era ninja, nici nu știa, îi dădea un smoke într-o parte și după aia îl vedea în altă parte, deci nu era de discutat cu el. Go, man, no, camp. Hai că e bine. Go heaven, man. Du-te, mă, omule, heaven. Ne, poate e așa ronda, am încredere în el că e, are 8 cu 5, nu știu ce să zic. Go, he's defusing. Nu, mamă, ce era să dea la defuse, dacă avea defuse kit. Dar nu știu dacă avea. Cred că trecuseră 5 secunde, dar oricum era la fix. La fixul fixurilor. Hai că mă duc, man, can you boost me mid again, please? Hai că încercăm acum să facem un ace, bă, băieți, că runda aia ne-a boostat ăla pe mid săracu și am murit ca proști. Hai, go boost me mid, please. Mamă, uite ce vorbesc ăștia, I'm supreme on my main account, man, this is my brother account. Hai că am băgat o vrăjeală acolo, mamă, nu înțeleg de ce dau flash-uri în bază. a zis ok, deci m-a crezut, a mers vrăjeala, hai, boost me mid, man, boost me mid. Ai, tati, sper să nu dea, hai. Nu, i-am dat prefire la ăla. Bine, l-am omorât, hai să-i dăm repede aici pic în stânga jos. Aia, nu știu de ce am impresia, dar aia de la
Bine, mamă, ce head am dat aici. Bine, mă, băi, trage destul de bine hack-ul ăsta. Chiar că eu n-am mai vorbit nimic, efectiv m-a apucat și am început să trag în ăștia. Deci trage destul de bine, chiar sunt surprins pentru un cheat la 6 euro pe lună, chiar trage. Uitați-mă ce, nu știu dacă are backtrack, sincer. Cred că s-ar putea să aibă backtrack de ăla ca cheat-urile alea din 2017, adică să aibă backtrack, dar să nu poți să-l modifici, să aibă backtrack-ul setat la, nu știu, la 100 de milisecunde și acolo să rămână, să nu puteți să-l modificați. S-ar putea, pentru că am impresia că îi trage un pic în țintă, dar s-ar putea să fie și de la, opa, s-ar putea să fie și de la, și de la asta, că am FOV-ul pe 4.31, chiar nu știu ce se, mamă, ce se întâmplă? Băieți? Gata, mă, băieți, am revenit, au dat și băieții timeout, deci s-a dat, nu știu de ce au dat timeout, dar a început să meargă CS-ul, 20 de FP, gata, iar a început, hai că încercăm să facem runda asta în 20 de, hai că am cum dacă e, hai că am cum, mamă, i-am dat, bă, băieți, o să încerc să joc runda asta în 30 de FPS-uri, nu știu dacă voi vedeți tot la fel în 30 de FPS-uri, dar eu în 30 de FPS-uri văd că mi se mișcă CS-ul, și o să încerc să joc runda asta așa, să văd, facem challenge, ia să dau, mă, netgraf, pe netgraf ce mi-arată, mamă, pe, da, 25 de FPS-uri cu aia. Încercăm să jucăm CS în 25 de FPS-uri, băieți. Challenge, FPS max 0. Mamă, de ce merge în 25 de FPS-uri CS-ul? Nu, nu, da, n-ai cum, n-ai, imposibil. Dar de ce merge în halul ăsta? Gata, mă, băieți, am revenit. Să-mi bat picioarele, nu știu ce avea CS-ul, nu știu cum se vedea pe filmare, că am pățit de multe ori să... Am pățit de multe ori chestia asta să meargă CS-ul în 20 de FPS-uri și când mă uitam pe filmare să meargă perfect, dar mergea CS-ul foarte prost. N-am nicio idee de ce, dar ideea e că s-a dat timeout, deci nu cred că ați pierdut mare lucru din meci, cred că doar runda aia o să o tai sau habar n-am, nici nu dacă o să pun sau nu, sincer, pe aia în care mi s-a văzut în 30 de FPS-uri, dar nu-i problemă, avem 28 copi, suntem bine pe scor. Hai, dă-i și tu pic, bossule, știu că vrei să dai pic, hai că... Dai, dau prin cutie, ce naiba? Mamă, nici nu știam că merge, chiar nu mă așteptam să pot să-i dau prin cutia aia. O să-i dăm pic și la ăsta din Tero, băi, chiar din City, pardon. Chiar mă mir că nimeni nu zice nimic de la ei. Adică eu le dau de le spar capete. A, gata. Nici n-a trebuit să zică că dau surrender. Fiți atenți aici că dau surrender, băieții. Da, acum la abandon și ăștia o să dea surrender. Minus 99. Păi fiți atenți în cazul ăsta dacă e minus 99. Bam, 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 bam. Bine. Mamă, ce am putut să-i fac la omul ăla. 31 cu 8 în primul half. A, reintrat înapoi. Mamă, să vedeți că și-a băgat acum și el codul și bag neverlose și dă mare HVH. Mamă, și-a bătaia ai mei de... Nu se poate. Să vedem, avem... Da, avem aim-ul făcut pe 2000. Hai, repede, dăm ura 16 mid. Ok, un umor. Mamă, are USP. A furat USP-ul. Bineînțeles, hai să luăm noi USP-ul, bă, băieți. Îl furăm și noi la rândul nostru. Nu știu ce să zic să... A, dar nu s-a aici. Perfect, mamă, dacă stătea unul camp aici, mi-era frică să dau oraș, dar așa... Mamă, dar se descurcă și Rusna aceștia, mă. I-au rupt pe aia. Dar ideea e că n-avem bomba, așa că trebuie să mergem, cred că totuși pe ea, că o să planteze bomba pe ea. Hai de capul meu. Ce ăștia n-au nicio treabă, ia stau pe B, se învârt prin B. A, acum așa da seama și ăla și Orange că trebuie să se ducă, că trebuie să se ducă pe ea. Na, o plantat-o pe ea, ce ziceam? Deja... Nu, 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 nu! Mamă, cât de ce aim prost are pe USP. Să-mi bat picioarele, dai pic, dai pic, bro, dai pic, dai pic, dai pic, dai pic. Dai pic, dai pic, dai pic, nu! Nu! Bine, mamă, dar nu l-am omorât cu ei, mă, aici, dar vreau să iau eu tecul ăsta și vreau să dau... Băi, coaie, ce are ăsta cu mine? Ce are copilul ăsta cu mine? De ce vrea să mă omoare? A, trăgea aiurea. Bă, chiar n-am sticker, nu sticker, le zic graffiti-uri de astea. Bă, chiar, dar eu ăsta de la care am cumpărat contul ăsta zicea că are chestii în inventar. Pot să știu și eu ce chestii are în inventar, că e gol inventarul. Mă rog, astea de le-am pus eu de la hack, dar în rest mi-am luat mare țeapă, bă, băieți. Omul zicea că are nu știu câte chestii în inventar, că are dropuri, că a făcut rank 21, că la fiecare rank pe care l-a făcut a luat drop, dar cam țeapă un pic, stai un pic să închid și eu FPS-urile astea, că sunt cam enervante. Să facă efectiv tot, n-am nicio șansă. Mamă, ce era să mă moare copilul ăsta. Mamă, și avea și shotgun. Putea să-mi dea mare one tap, dar n-a fost să fie. Hai să dăm repede. Ce, uitați-mă, deci eu trebuie să-i car pe ăștia și așa nu să stare să facă absolut nimic. Deci nu fac absolut nimic. 50 close to B, las că l-o mori eu pe ăsta de pe mid. Bravo, luăm AK-ul. Dați-mi un pic mascărpina la ceafă. Cine? A, ia uite-l pe ăsta. E unul. Unde-i mă ăla? A, e ăsta, cred că. Da, e ultimul în viață. Hai că luăm cu tecul, bă, băieți. Hai, bossule. Bam. Ia fain că mă moară. A, n-a fost să fie. Mamă, 35 cu 8. Ăștia chiar cred că smurf. Primul meci cu ruși care chiar mă cred că sunt smurf. Rușii nu sunt proști, să știți, bă, băieți. De fiecare dată când le-am zis că sunt smurf s-au prins că le bag vrăjeală și au vrut să-mi dea kick. Dar uite că ăsta e primul meci în care rușii chiar mă cred că sunt aici să tot... N-am dat cea mai proastă grenadă din lume, nu se putea să o dat. Nu cred că putea nimeni să dea mai prost decât mine. Hai să dăm oraș pe B să-i lichidăm pe băieții ăștia doi. Două antapuri, perfect. Bă, băieți, eu cred că totuși o să luăm rank destul de măricel pe acest cont, având în vedere că eu la ăștia le dau numai tapuri, le fac 40 de kill-uri pe meci. Eu zic că e posibil totuși să luăm un rank destul de bunicel pe contul ăsta, dar nu știu unde e ultimul. Ah, e Bludor. Bravo, mă, băieți, avem și 10 MVP-uri. Bă, nu sunt 16, dar și 10 sunt bune. Și dacă mai au două runde, o să fie 12. Na, sunt destul de aproape de 16. Chiar nu știu dacă o să reușesc vreodată în viața asta la solo să fac 16 MVP-uri. Ar fi destul de tare. Let me alone, let me go alone, all go B, ok, all go B. Ia să încercăm o schemă, dar să văd dacă mă ascultă. Let me play A, let me play A.
Ai, ai, tati, hai că m-au ascultat băieții. Thank you, thank you so much, man, thank you. Hai mă, să încercăm să jucăm singur pe A, băieți. Deși aș fi vrut să se ducă și Orange. Na. Avem. Că, mamă, ia se omoară în 3, ce fac? Na, ia se omoară în 3 și tot pierdem runda. Fiți atenți, mă. Ai mei chiar nu sunt stare deloc să joace. Spectator list, mi-apar niște semne de întrebare. Înseamnă că nu stă spec pe mine nimeni sau care e faza, că nu înțeleg, să-mi bat picioarele. Spectator listul ăla, cei mamă, uite-i pe ăștia. Hai, bossule, vină cu a. Unul mort, perfect, ăștia cred că se prind cam mult, că eu tot îi las așa. Tot îi las, bravo, mă. Tot îi las să moară și eu joc singurul și ăștia se uită spectate pe mine și văd că e ceva dubios, dar nu o se prind. Ia chiar sunt curios ce a zis, să stai, ia să vedem. Că nu știu, nu îmi da nimic. Translate. Ia să vedem, rusă. Ucigaș! Ce ucigaș, mă? Eu uite-l pe ăla ce a scris acolo, ucigaș. Să-mi bat picioarele de știu ce a scris la bă, băieți, eu cred că când am făcut configul ăsta pe skin changer am selectat să-mi bage doar armele la CT. Mi se pare că are și funcție de genul să poți să selectezi să-ți bage armele doar la, pardon, doar la Tero. Și de-aia n-am niciun skin la City. Cred că asta s-ar putea, asta ar putea să fie singura variantă. În rest nu-mi explic, dar o să... Mamă, mi-a dat mare grenadă. Hai să intrăm rush pe ei, face și noi 44 de kill-uri. Ia uite-l pe la coaie. Mor, mă, copile. Bine. Nu. Bine, și pe ultimul vreau, la ultimul vreau să-i dau un nou scop de la nebun. N-a fost să fie. Ia uite-l, coaie, m-a omorât. Hai, omorâți-l. Dacă nici acum nu-l omorâți, e clară treaba. Bine, mă, băieți, bine. Am făcut și al treilea win, bă, băieți. Pe contul pe care o să vi-l dau la giveaway în câteva luni cel mai probabil. Sper ca prin vară să fie contul ăsta așa de bun încât să pot să vi-l dau la giveaway membrilor. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați că aveți toate detaliile legate de acest cheat în descriere. Și aveți și configul meu. Sper să vă placă configul meu, deși nu e cel mai reușit config pentru că nu m-am prea descurcat pe aici cu skin changer-ul ăsta cu nebunii. De astea mi-a dat și un drop. A, mi-a dat graffiti, că ziceam eu mișcă n-am graffiti, mi-a dat graffiti. Da, am două, nu e bug de la cheat, am două perechi de Shadow Daggers, că am încercat să le fac pe astea blue gem, să le caut un seed de blue gem, dar nu mi-a prea ieșit. Schema, adică, mă rog, mi-a ieșit, dar eu voiam să fie tot cuțitul albastru. Mă gândeam că se poate și chestia asta. În fine, bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați, dați acolo un like, să facem 1000 de like-uri. Dacă vreți să jucați cu cheat-ul care am jucat în acest episod, aveți link-urile în descriere și ne vedem data viitoare. Salut!